Chiar dacă astăzi vom vorbi despre pedepsele Domnului, socotesc că este la fel de potrivit să spunem slăvit să fie Domnul. Asta se va vedea de plin în ziua veșniciei, când Dumnezeu va elimina pe diavolul și pe toți ce s-au aliat cu el, pe toți reprezentanții răului și va rămâne binele să troneze pentru vecii vecilor. Dumnezeu merită să fie slăvit și pentru judecățile sale. Pedepsele divine pentru păcat au fost enunțate și aplicate de la creație. Ele operează în prezent și vor fi definitivate în plăgile apocaliptice și judecata din ziua de apoi. Psalmistul în 94:8-10 spune despre Dumnezeu care ne-a creat și care a sădit în noi toate simțurile, că nu este și el fără capacitate de a observa. Dacă oamenii au ochi și urechi să vadă și să audă, Dumnezeu mai bine registrează toate acestea. Și apoi zice în versetul 10, cel ce pedepsească neamurile s-ar putea să nu pedepsească? Nu se poate să nu facă Dumnezeu dreptate. Dacă el a dat omului pricepere, Dumnezeu are mai multă pricepere. Este scris apoi în Isaia, capitolul 26, versetul 21, despre momente în care Dumnezeu ia decizii să aplice pedepse, căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuit locuitorul pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile, că Dumnezeu va scoate totul la iveală. În ziua judecății de apoi, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 20, la așa numită judecată de la tronul alb, este scris aici, în versetul 12, că morții au fost, adică Ioan a văzut, noi putem spune că vor fi, judecați după faptele lor, după cele ce le-au scrise în cărțile acelea. Ceva aparte scrie aici în prezentarea din Exod, capitolul 34, versetul 7, recitesc din nou. Scrie că Domnul pedepsește fărăzile părinților în copii și în copiii copilor până la al treilea și al patrulea neam. De ce? Pentru ca să-i doară pe părinți, doar până când pot să-i vadă. Și de asemenea ca să aibă și copiii cunoștință de păcatele părinților lor și, cum spune în Psalmul 78, să nu fie ca părinților. Astfel de explicații că s-a întâmplat așa și de ce avem frecvent în istoria poporului evreu. Așa cum este scris în Isaia, capitolul 14, versetul 21, că lucrul acesta se poate întâmpla și altora, dar noi avem foarte multe detalii din istoria evreilor. Pregătiți mărcirea fiilor din pricina nelegiuirii părinților lor, ca să nu se mai scoale să cucerească pământul, să umple lumea cu cetăți. Iar în plin Jeremia, capitolul 5, versetul 7, este scris despre cei ce au ajuns în robie sau despre cei ce au rămas în alte condiții nefericite atunci când Dumnezeu și-a rostit pedeapsa pentru Israel. Astfel, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Mai exact, purtau efectele păcatelor părinților lor. Căci, așa cum am spus într-o lecție anterioară și scrie în Ezechiel 18:20, tata nu poartă nelegiuirea fiului, nici fiul nu poartă nelegiuirea tatălui. Dar pedepsele pot să se transmită. Vom vedea pe parcursul lecției mai multe amănunte în privința aceasta. Acum să continuăm, așa cum am făcut-o de fiecare dată, mai întâi cu afirmații, apoi cu exemple și în urmă cu aplicații. Dumnezeu a afirmat despre sine și în cuprinsul poruncii a doua, așa cum scrie în Exod, capitolul 20, versetul 5, că pedepsește fără de legea părinților în copii. Și s-a făcut și acolo mențiunea până la al treilea și al patrulea neam. De ce numai atât? Cred că atât ajungeau părinții să-și vadă copiii pedepsiți, ca să guste durerea, pentru că un părinte suferă mai mult când îl doare pe copilul lui decât atunci când îl doare pe el. Dumnezeu a considerat că și în felul acesta trebuie pedepsit păcatul. De asemenea, în cartea Deuteronom, în cântarea lui Moise,
este scris în capitolul 32 că Dumnezeu pedepsește, sunt cuvintele Lui. Versetul 44-41, că cine ridic mâna spre cer și zic cât este adevărat că trăiesc în veci, atât este adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna potriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Adică Dumnezeu veghează să împlinească ceea ce a spus atunci când a dat poruncile cele 10, atunci când s-a prezentat lui Moise. Ba mai mult, scrie în cartea Ezechiel, la capitolul 14, versetul 21, că Dumnezeu are 4 pedepse numite grozave. Sunt 4 categorii, de fapt, de pedepse. Este scris aici, Ezechiel 14, versetul 21, sabia înseamnă războiul sau terorismul, tot ce ține de ucidere, foametea, tot ceea ce vine prin cataclisme naturale, cu tremure, secetă, inundații, fiarele sălbatice, de la țânțar la lei, și ciuma, adică toate felurile de boli, ca să nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele. Aceste pedepse sunt prezentate și în Apocalipsa, capitolul 6. Iată și câteva afirmații ale Sfinților despre felul în care Dumnezeu pedepsește sau despre anumite sentințe pe care El le-a dat. În Psalmul 99, de la versetul 6, este scris despre oameni aleși a lui Dumnezeu. Citez. Moise și Aron dintre preoții lui și Samuel dintre cei ce chemau numele lui au chemat pe Domnul și el a ascultat. El a vorbit din stâlpul de nori, i-au păzit poruncii lui și legea pe care le-a dat-o el. Doamne Dumnezeu, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor, adică Dumnezeu a fost exact așa cum a spus că este. Citim și din Isaia, capitolul 66, unde este enunțat un principiu foarte categoric în privința pedepsilor lui Dumnezeu. Citim versetele 15 și 16, căci iată, Domnul vine într-un foc și carul lui sunt ca un vârtej, își preface mânia într-un jăratic și amenințări în flăcări de foc, căci cu foc își aduce Domnul la deplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Și versetul 18, eu pedepsesc faptele și gândurile lor, dar vine vremea când voi sunt toate neamurile și toate limbile și ele vor veni și vor vedea slava mea. Pentru că Dumnezeu, așa cum a spus în început, va fi slăvit și prin judecățile sale. Iată și alte afirmații despre pedepsele care Dumnezeu le aplică. Citim în cartea Ieremia, capitolul 32, versetul 18. Acest profet a văzut multe sentințe ale Domnului. El a fost martor la rostiri și la împliniri. 32:18. Tu ești mare la sfat și puternic la fapte și tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Aceasta este realitatea biblică, sunt multe exemple, mă opresc totuși aici, ca să continuăm cu câteva situații concrete. Mai întâi, câteva mențiuni din lege, pentru că Dumnezeu a dat și oamenilor dreptul să aplice anumite pedepse. Vorbim de sistemul instituționalizat al statului Israel din vremea lui Moise și generațiile care au urmat. Acum spune Scriptura în Roman, capitolul 13, că Dumnezeu a înzestrat conducerea națiunilor prin sistemele de organizare a unui stat să aplice pedepse
Și astea sunt cu voia lui Dumnezeu, aș spune. Bisericii au fost rămase numai pedepse ce țin de lumea spirituală sau de disciplina interioară. Nu se mai pot referi la amenzi sau la pedepse corporale. Și este bine că este așa, aș putea spune că suntem avantajați. Erau prevederi în legea lui Moise foarte concrete de menționare a păcatelor, cum avem acum în legi, cu articole și cu pedepsele aferente. În cartea Exod, la capitolul 21, scrie de la versetul 12, cine va lovi pe un altul? Apoi, cine va lovi pe tata? Cine va fura? Legat de vătămări corporale ale oamenilor sau situații legate de animale. Și toate erau menționate cu pedepse necesare. Nu cred că este cazul să le reluăm, pentru că oricum nu sunt aplicabile la noi. În Levitic, capitolul 20, din nou sunt prezentate anumite pedepse potrivit legislației de atunci. Eu acestea le menționez numai ca să vedeți că Dumnezeu într-adevăr pedepsește. Aici se au în vedere în mod deosebit problemele de ordin imoral, dar și legat de blesteme sau alte trăiri păcătoase. De asemenea, în cartea de Deuteronom, la capitolul 22, de la versetul 13, avem o altă listă de pedepse care se aplicau. Avem pedeapsa pentru curvie, pentru prea curvie, sentințe foarte concrete. Să luăm din istoria evreilor felul în care oamenii au fost pedepsiți. În mod deosebit mă voi opri la pedepse date de Domnul, chiar dacă unele au fost date prin oameni, că uneori Dumnezeu a apelat la foamete, alteori la sabie. Una dintre pedepsele prezentate el sau alteori sunt cumulate, așa cum scrie în Amos, că i-a lovit cu una și tot nu s-au întors la el și a lovit cu alta și cu alta. Le-am împărțit în două categorii, pedepsele de care vom vorbi, mai exact exemplele de pedepsire, pedepse pentru păcate proprii și pedepse pentru păcatele părinților și adesea ale lor și a părinților lor. La pedepse pentru păcate proprii, din nou le-am împărțit în două, pedepse pe loc și pedepse în timp. La pedepse pe loc, amintesc cazul celor 10 iscoade care au adus o dare de seamă fundamentată în ceea ce privește bogăția Țării Sfinte, dar foarte neîntemeiată și au inspirat necredință în ceea ce privește capacitatea lui Dumnezeu de a le da țara. Este scris în cartea Numeri, capitolul 14, versetele 36 și 37. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scudească țara și pe care la întoarcere făcuseră ca tot Adonai să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care înnegriseră țara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. Cu siguranță că sunt și alte pedepse date pe loc, știți cazul Core, Datan, Abiram, dar nu puteam să le iau pe toate. M-am oprit la cazul Uza, care pare nu chiar atât de vinovat, dar Dumnezeu este sfânt în mod deosebit când se pune problema slujirii sfinte. Asta am observat din toată Scriptura, păcatele din slujire sunt mai incriminate și se pedepsesc mai aspru decât păcatele din viața oamenilor de rând, din viața cotidiană. 1 Cronici 13 cu versetul 9, când au ajuns la area lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boierea să răstoarne. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza. Dumnezeu
s-a pronunțat pe loc. Iată pedepse în timp. Le luăm din Cartea Judecătorii, capitolul 1 mai întâi, unde este scris în capitolul 1 despre Adonibezec, un împărat cananit căruia a făcut plăcere să mutileze oameni și mărturisea el atunci când a primit aceeași pedeapsă, după legea talionului numită, potrivit cu ceea ce era și în legea lui Moise, 8 pentru 8, dinte pentru dinte, judecătorul 1 cu versetul 7, 70 de împărați cu deși de cele mani de la mâși la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut și n-am mai trăit mult și a murit. În capitolul 9 avem prezentat cazul Abimelec și prietenia lui vinovată cu cei din Sihem. Știți că Abimelec și-a ucis frații, dar toți apoi și-au primit sentința. Este scris în versetul 23 din pilda lui Iotam. Citim 20 mai întâi. Dar dacă nu se iasă un foc din Abimelec să miște pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo, și un foc se iasă în locuitorii Sihemului și din casa lui Milo să miște pe Abimelec. Și pedeapsa o aplică Dumnezeu, 23, atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului și locuitorii Sihemului au fost credincioși lui Abimelec. Pentru ca și cruzimea săvârșită cu cei 70 de fii al lui Roboal să-și ia pedeapsa și sângele să cadă asupra fratelui lor Abimelec care îl ucisese și asupra locuitorului Sihemului care l-ajutaseră să ucidă pe frații săi. Și în continuarea celor versete scrise în capitolul 9 e prezentat ceea ce s-a întâmplat. Celălalt capitol, de exemplu, e pedepse pentru păcatele părinților. Cei 40 de ani pripustie. Au primit și părinții pedepse, dar pe lângă faptul că ei au murit, că n-au ajuns în țara promisă, copiii au suportat pedepsa pentru păcatele părinților. Am putea spune că acești copii pe care ei au plâns, puteau repede să ajungă în țară. Și unii au ajuns să fie oameni mari, sau poate dacă erau copii să îmbătrânească, prin pustie. Pentru părinții lor. Dumnezeu i-a ajutat în final să ajungă în țară. Aici avem o imagine a ceea ce înseamnă de fapt acest principiu al lui Dumnezeu. Chiar dacă aici părinții n-au mai rămas toți să vadă pedepsele copiilor lor. Totuși, nu au murit toți odată. Unii au murit abia spre finalul vieții din pustie, că Dumnezeu a îngrijit ca să nu rămână numai copii și femei la un moment dat, nu i-a murit pe toți odată. Și să nu uităm că atunci oamenii se căsătoreau mai repede. În jurul vârstei 15 ani avem suficiente date în Scripturi pentru a înțelege asta. Asta înseamnă că la 15 ani a apărut o nouă generație, la 30 o altă generație, și s-a adeverit ceea ce a spus Dumnezeu referitor la pedepse. Să vedem ceva mai punctual cum au fost pedepsite case dinastice din regatul lui Israel. 1 Reși, capitolul 14, ne prezintă pedepsa Domnului pentru casa lui Roboam I, deși întâi a avut mari promisiuni de la Dumnezeu. Pentru că el a îndepărtat poporul de Domnul, și ceea ce a făcut el a dus la afectarea tuturor generațiilor ce au urmat până la căderea sub robia siriană. Este scris că prin același proroc prin care a venit cuvântul de bine, a venit și rostirea sentinței. 1 Împărați 14 cu versetul 10. De aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este Roboam, fie rob, fie slobod în Israel. Voi mătura casele Roboam cum se mătură mărturii până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casele Roboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Și ceea ce s-a întâmplat aici? Că un copilaș a avut parte totuși de o mormântare normală, este ceva ce voi dovedi încă pe parcurs, că Dumnezeu își dovedește îndurarea și atunci când pedepsește îndurarea părinților în copii.
A urmat dinastia lui Baeșa, dar nici ei nu au fost mai buni și au fost pedepsiți la rândul lor. Scrie în un împărat 16 cu versetul 12, Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa după cuvântul pe care a spus Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul Iehu. Din pricina tuturor păcatele pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela, și în care târâse și pe Izaia mânind pe Domnul prin idoli. Apoi s-a întâmplat la fel și cu dinastia lui Omri, s-a întâmplat la fel și cu dinastia lui Iehu, deși lui Iehu i-a fost promis până la al patrulea neam urmașii pe tron. Dar tot atunci a venit și pedeapsa, așa cum este scris și în cărțile de istorie, cât și în cărțile profetice, în cartea Osea, capitolul 1, versetul 4. Luăm alt caz. Cazul casei lui, lui Saul. Cartea 2 împărați, capitolul... Nu, scuzați. 2 Samuel, capitolul 21. Citesc de la versetul 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe Gabaoniți, este foamete aceasta. David a căutat, i-a întrebat ce preț cer în schimb și scrie de la versetul 6 să ni se dea 7 bărbați din fiii lui și vom spânzura înaintea Domnului la Ghibea lui Saul, alesul Domnului, și împăratul a zis, vii voi da. Versetul 9, toți cei 7 au perit împreună, au fost omorâți în cele întâi zile secerate la începutul secerului orzurilor. Ritsa, o uțitoare a lui Saul, a luat un sac și a stat acolo lângă ei ca să alunge fiarele sălbatice și păsările cerului. Și au stat în căldura acelei secete care a cauzat foametea, până când Domnul a socotit că e destul și a dat ploaie și atunci a permis ca să fie îngropate oasele lor și ale părintelui lor Saul. După aceea, scrie în finalul versetului 14, Dumnezeu a fost potolit față de țară. Și Saul a avut promisiuni și legea pentru împărat îi dădea favoruri mari lui și fiilor lui. Dar pentru că s-a făcut vinovat, să vă gândiți, o parte din fiii lui au murit cu el pe front, în același război. Au mai murit alții în războiul civil ce a urmat în anii cât a fost Ișboșet pe tron și respectiv David la Hebron. Și acum au murit alții. Ce evidențiere concretă a faptului că Dumnezeu a pedepsit nelegiuirea părinților în copii. Dar cum cred eu că se întâmplă de regulă și acești copii nu s-au îndepărtat mult de tatăl lor. Că de aceea unul ca Ișboșet nu s-a supus lui David și a vrut să moștenească tronul lui tatălui său, deși nu se poate să nu-și fi dat seama că tatăl său n-a fost drept în relația sa cu David sau când au omorât cei 80 de preoți din Nob. Alt exemplu, casa lui Ioab. Citim în cartea 2 Samuel, capitolul 3, versetul 28 și 29. Sunt cuvinte rostite de David. Sângele acesta, adică al lui Abner, pe care Ioab l-a ucis, să cadă asupra lui Ioab și asupra întregii case tatălui său, totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva atins de o scurgere de sămânță sau de lepră, sau care să razime în cârjă, sau să cadă ucis de sabie sau să ducă lipsă de pâine. Astfel Ioab și fratele său Abishai au omorât pe Abner. Ei s-au răzbunat și a primit și Abner plata, dar și-au primit-o și ei. Să ne păzească Domnul ca să nu afectăm neamul care vine. Și încă un exemplu, casa lui Gehazi, cartea a doua împăraților, capitolul 5, versetul 27. Interesant, astfel de sentințe au fost rostite de sfinți, aici de David, din coace de Elisei.
Leprul Naaman se va lepi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, prinde leprul ca zăpadă. Poate s-a transmis de acum ereditar, nu știu, sau prin mediul care era acolo, prin atingere, fiind o boală contagioasă. Cred că pedepsele părinților pentru copii se datorează, cum spuneam, durerii pe care trebuie să o simtă părinții, dar și faptului că duhurile care au afectat pe părinți de regulă rămân în sfera casei lor, îi influențează și pe copii, condiție în care, așa cum am spus, la dinastia lui Israel a fost de vină Baeșa, dar n-a fost mai puțin vinovat Ela. A fost de vină Omri, dar și urmașul său Ahab a fost vinovat. Și-a rostit Dumnezeu sentință pentru casa lui Ahab, ce-au suportat-o copiii săi, dar nici copiii săi n-au fost mai buni. Deci Dumnezeu tot drept rămâne. Și încă un caz, adică o explicație am putea să spunem, îndepărtarea de Dumnezeu este prin ea însăși o pedeapsă. Când omul părăsește pe Dumnezeu, este părăsit de Dumnezeu, adică Dumnezeu rămâne în punct fix. El este același. Cine se îndepărtează de Dumnezeu, rămâne Dumnezeu la o distanță mai mare de el. Nu mai poate fi o ocrotire. Cum îi spunea David la Solomon, 1 Cronici 28:9, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei părăsi, te va părăsi și el pe vecie. Cum scrie în 2 Cronici 15:2, sunt tot cuvinte profetice, transmise pentru niște oameni care în vremea aceea au avut ocazia să se apropie de Dumnezeu. Domnul este cu voi când sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi, dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Și apoi, cum spune în cartea Ieremia, capitolul 2, versetul 19, omul constată unde a ajuns, ce se întâmplă după aceea. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amare să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău, să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Deci, pedepsele nu sunt o plăcere pentru Dumnezeu, El nu mâhnește cu plăcere pe fiul oamenilor, cum scrie Ieremia în plângerile sale în capitolul 3, dar sfințenia și dreptatea Lui reclamă aceste pedepse pentru ca cei vinovați să vadă nu doar partea plăcută a păcatului, aceea de o clipă, să vadă și partea care doare a păcatului și ceilalți să aibă teamă. Pentru că dacă Dumnezeu n-ar interveni, totul ar ajunge pe mâna diavolului și s-ar distruge. Ei, de ce Dumnezeu a îngăduit pe diavolul? Asta este altă tematică. Dar în final vom vedea că omul în opțiunile de bine și de rău, de viață și de moarte, va fi conștient apoi pentru toată veșnicia ce valoare are binele și ce tragedie este răul. Dumnezeu va rămâne drept și pedepsile Lui își au un rol bine venit, chiar dacă dor, mă refer la când e vorba de pedepse limitate. Iar cele definitive se echivalează cu o situație în care nu se mai poate recupera ceva, când totul este putred, este mort, de unde nu mai poate să facă nimeni ceva bun, Dumnezeu distruge, dă foc și lovește cu moarte. Ne oprim la câteva aplicații, astea sunt foarte importante să ni le însușim ca și cunoștință și ca practică. Prima, pedepsile divine au orarul lor de execuție. Dumnezeu nu face ședință când vrem noi, ci când vrea El. Dumnezeu i-a spus lui Moise, scrie în Exod 32, că îl ascultă și nu îi va nimici pe evrei atunci, dar a zis în versetul 34, în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. În Iov 35, versetele 14 și 15,
Este scris că oamenii pot să gândească eronat despre hotărârea Dumnezeu de a pedepsi. Scrie aici, măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui, așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Dar are hotărârea lui când va pedepsi. Așa cum scrie în Isaia, capitolul 24, versetele 21 și 22. În ziua aceea, deci este o zi anume, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus și pe pământ pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși în temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Sau, scrie în cartele Eremia, capitolul 11, despre cei ce s-au purtat foarte rău cu prorocul, versetul 22 și 23, de aceea așa vorbește Domnul oștirilor, iată îi voi pedepsi, tinerii lor vor muri ușiși de sabie, iar fiii și fiicii lor vor muri ușiși de foamete. Părinți și copii pedepsiți. Și niciun din ei nu va scăpa că își voi aduce nenorocirea peste oameni în tot, în anul când îi voi pedepsi. Și tot în Eremie mai citim un verset foarte concret în privința aceasta, capitolul 50, versetul 31, iată am necas pe tine, îngânfatul, zice Domnul Dumnezeu oștirilor, că ți-a sosit vremea pedepsirii tale. O altă aplicație, un alt principiu, pedepsile divine pot fi temporare și limitate sau aspre, eterne și definitive. Și nu-i tot una. Când i-a vorbit Dumnezeu lui David despre urmașii lui, scrie în cartea a doua a lui Samuel, capitolul 7, i-a spus că se va purta cu ei diferit de ceea ce s-a întâmplat cu casa lui Saul, care a fost lepădat. 2 Samuel 7 cu versetul 14 și 15. Eu voi fi tată și el va fi fiul, dacă va face răul, voi pedepsi cu unuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de el cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ce diferență! Tot despre așa ceva citim în Ieremia, capitolul 10, versetul 24. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură și nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. Așa să aibă Domnul milă de noi. Mai menționez aici faptul că oamenii cereau nu pedeapsă limitată, ci asprimea, dar de regulă atunci când credeau că nu vor avea parte de judecată. Este expresie ce o întâlnim și la evrei și la alte popoare, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Popoarele politeiste idolatre spuneau să mă pedepsească zeii cu toată asprimea. Așa a spus David într-o prejurare. Așa a spus în cartea 1 Împăraților, capitolul 2. Nu. În cartea a doua împăraților, capitolul 6, citim versetul 31, împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Cred că o fi scăpat, că ceea ce a cerut el nu s-a întâmplat, a zis, dacă nu va rămâne astăzi, dacă va rămâne astăzi capul Iesei fiului Șafat pe trupul lui. Deci să nu ne grăbim să cerem astfel de sentințe de la Domnul, că nu-i de dorit. Da, era în un împărați 2 cu 23, ce aminteam înainte, nu în 2 împărați, și vorba de Solomon, cu referire la Adonia. Deci, Dumnezeu își va rosi sentințele,
dar noi să nu dorim sentințe capitale. Noi să rugăm pe Dumnezeu, chiar dacă pedepsește, să-și arate iar îndurarea. Așa cum scrie în Plângerea Ieremia, citat și am mai făcut referire la el, capitolul 3, versetul 32, ci când mânește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Așa să facă Domnul și cu noi, să-și întoarcă iar fața spre noi în îndurare. Asta spun într-o a treia aplicație, putem apela la Domnul pentru iertare și cere anularea, suspendarea sau comutarea pedepsei. Când David a păcătuit cu ocazia numărătorii poporului, a avut harul de la Domnul să aleagă, scrie în 2 Samuel capitolul 24, ce pedeapsă să vină. Era trei opțiuni acolo, scrie de la versetul 12. Și având de ales între 7 ani de foamete, 3 luni să fugă dinaintea vrăjmașilor, a ales mai bine să bântuie ciuma 3 zile în țară, căci a zis versetul 14, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Și a intrat în rugăciune și post împreună cu bătrânii. Și scrie aici de la versetul 16, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna, acum îngerul Domnului era lângarea lui Aratna Ebusitul. Și David l-a văzut și s-a temut și apoi acolo s-a construit templul. În cărțile psalmilor, adesea avem scrise cuvinte în care, așa cum scrie în psalmul 1, în psalmul 6, versetul 1, a zis psalmistul, Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta, nu mă mustra cu urgia ta, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilez, vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Așa s-a rugat el și în psalmul 32 și în psalmul 51 și scrie în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, că dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegire. Și când Dumnezeu iartă, poate să ridice și sentința, sau cel puțin poate să o restrângă, sau, cum am dat cazul cu cele 3 opțiuni, să fie o comutare, adică să fie anulat un anumit gen de pedeapsă care pare mai dur cu o altă pedeapsă, mai dulce, mai ușoară. Știți de ce se poate ca să fie aceste îngăduințe? Păi de o parte pentru că ăsta e caracterul Domnului cu îndurare, cu bunătate, dar pe de altă parte pentru că Domnul Iisus a plătit pentru noi. Noi când cerem Domnului iertare, să nu pedepsească, să se îndure, o facem gândindu-ne că scrie în Isaia capitolul 53 că pedeapsa lui Dumnezeu s-a rostit și în virtutea a ceea ce Domnul a suportat, putem noi să avem îndurare la Domnul. Prin Scriptura, în Isaia 53, versetul 5, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Da, el a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului. Și în felul acesta putem noi să scăpăm, să nu mai suportăm pedeapsa. Cum aminteam în lecția anterioară, dreptatea lui Dumnezeu ca sentință pentru păcat se aplică. Nu este nimeni iertat fără o pedeapsă. Dacă noi scăpăm fără pedeapsă, să știm, a fost pedepsit Domnul Iisus pentru noi. Apoi, o altă aplicație, un alt principiu, pedepsele care totuși le suportăm de disciplinare sunt benefice, că ne învață sfințenia. O, bine ar fi să învățăm din lecții, dar uneori învățăm că nu învățăm și atunci plătim. În psalmul 94, versetele 12 și 13, este scris, ferice de om pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta.
ca să liniștești zi norocirii până se va săpa groapa celui rău. Adică Dumnezeu și încheie socotelele aici cu noi. Și trebuie să fie recunoscător pentru aceasta. Și cred eu că rare sunt situațiile în care Dumnezeu n-a fost nevoit să pedepsească pe cineva. Mai puțină pedeapsă sau mai multă pedeapsă, dar scrie și în Proverbe 3 cu versetul 11, fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Că toate acestea sunt pe drept și au scop binecuvântat, așa cum scrie și în 1 Corinteni, capitolul 11, când explica Apostolul Pavel că unii corinteni au fost loviți și nu puțini, pentru că n-au prețuit jertfa Domnului și au confundat sacralitatea cinei Domnului cu încă un fel de mâncare la meniul lor bogat. Și spunea el 11:32, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul aici, ca să nu fim osândiți toată cu lumea acolo. Iar în Evrei, capitolul 12, scrie foarte clar, pentru că am avut de-a face cu oameni care cred că pedepsele țin de Vechiul Testament și de lume. Nu, pedepsele sunt foarte specifice și poporului Domnului. Scrie în Evrei 12, de la versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nouă pe orice fiu pe care îl privește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și scrie apoi de la versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Că Dumnezeu ne pedepsește, scrie și finalul versetului 10, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Că nu ne-am făcut noi părtași, n-am fugit noi de stricăciunea care este în lume prin pofte, cum spune 2 Petru 1, și atunci Dumnezeu și nu se curățește cu apă, curățește cu foc. Cum scrie și către îngerul bisericii din Laodicea, fii plin de rând și pocăiește-te, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi primesc. Dar apoi îi promite să stea cu el pe tron. Aici mai fac mențiunea că unii nu se pocăiesc nici cu pedepsele de aici. Și atunci nu rămâne decât duhul nimicirii dacă nu prinde duhul judecății. Sau cum scrie în cartea profetului Isaia, capitolul 5, versetul 2, necrincioși se afundă în ilegire, dar voi avea o pedepse pentru toți. Sau tot aici în 7:10, măcar când mândria lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeu lor și tot nu-L caută cu toate aceste pedepse. Trist. Și ultimă aplicație, părinții și respectiv copiii pot opri perpetuarea pedepsei divine pentru generații printr-o recunoaștere a dreptății pedepselor divine și o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Deci, putem să intervenim ca să intervină Domnul și să nu mai se perpetueze pedeapsa și de la generația a doua și a treia și a patra. Așa ceva a făcut Ezechia. Scrie în 2 Cronici 29 că a făcut legământ și le-a spus la toți, hai să facem ceva, să ne apropiem de Dumnezeu, să nu se întindă urgia. Să nu uităm că în vremea lui cele 10 seminții din nord s-au dus în robie. Și pentru că ei s-au întors la Domnul, au fost scăpați. Depinde de noi ce vom face. În Ieremia, capitolul 14, versetul 20, este scris, Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Adică știm unde au greșit părinții, și putem să oprim pedepsele pentru greșelile părinților, dacă ne întoarcem la Domnul. Altfel, pedeapsa va continua să opereze. Scrie tot în Ieremia, capitolul 44, de la 8
Pentru ce mă mâniați voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâia altor dumnezei țării Egiptului? Ați uitat nelegiurile părinților voștri. Ei nu s-au zmerit nici până azi. N-au frică, nu urmează legea mea și poruncile mele pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri. Deci, Dumnezeu se putea îndura de ei. Dacă ei s-ar fi hotărât să se pocăiască. Dar se constată că părinții au vina lor, cum scrie în Osea, își condamnă copiii la pedeapsă prin comportamentul lor, zice 9:12, chiar dacă vor crește copii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari și vai de ei când voi întoarce privirile de la ei. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă și Efraim își va duce singur copiii la cei ce va ucide. Trist. Și scrie în versetul 16, Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat, nu mai dau rod și chiar dacă au copii, le voi omorâ rodul iubit de ei. Deci, de regulă, când Dumnezeu pedepsește părinții în copii, pe lângă faptul că îi pedepsește ca să-i doară și copiii să învețe lecția pedepsei pentru păcat, repet, de regulă, se întâmplă că și copiii calcă urmele părinților și atunci pedeapsa se perpetuează la generația următoare și este absolut pe drept ceea ce face Dumnezeu. Notez în final că pedepse rostite și executate de Dumnezeu prin îngeri, că acele sunt cele puternice, sunt conforme cu caracterul său și vor fi înțelese pe deplin doar la consumarea întregului plan de mântuire. Așa cum scrie în cartea Ieremia la capitolul 30, citesc versetul 11, căci eu sunt cu tine, ce Domnul, ca să te izbăvesc, voi nimici pe toate neamurile pe care le-am printre care te-am risipit, spune Domnul Israelului. Dar pe tine nu te voi nimici, te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Și 24, mânia aprinsă a Domnului se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândul inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. În ideea aceasta aduc și cele scrise în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, o realitate de final a istoriei omenirii, așa cum scrie și în Maleahii 3 și 4, când se va vedea deosebirea de cei ce slujesc, cei ce nu slujesc, când Dumnezeu își va aplica pedepsele. Deci, 2 Tesaloniceni 1, citim de la versetul 6, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept ca să dea întristare celor ce vă întristează, și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe unii ce cunosc, dar nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire toți ce au crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. O, ajută-ne, Domnul, în ziua aceea să fim la dreapta, acolo unde este Domnul acum. Și ultima idee a încheierii, pedepsele copilor pentru părinți nu vizează mântuirea, adică viața veșnică, ci sunt doar efecte opuse binecuvântării copilor prin părinți. După cum nici mântuirea copilor nu depinde totul de părinți. Deci, prin părinți ne vin binecuvântări. Și de astea nu se întreabă oamenii de ce se transmit la generația următoare. Din pricina părinților. Dar când e vorba de pedepse, atunci ne întrebăm, da, de ce suferă copiii pentru părinți? Este exact efectul opus. Prin părinți vin ori binecuvântări, ori pedepse. Dar mântuirea, soarta eternă, nu este dictată în mod definitiv de viața spirituală, nici păcătoasă, nici sfântă a părinților. Asta spune Scriptura în cartea Ezechiel, în capitolul 18. Sufletul care plăcutește, acela va muri.
De asemenea, scrie în 1 Corinteni 7 cu 14 că dacă unul din părinți este sfânt, copiii sunt sfinți, dar asta nu înseamnă automat că vor fi toți copiii mântuiți. Cum scrie acolo că și soțul e sfințit prin sora, dar asta nu înseamnă că e mântuit. Dar e fie mare favoare, fie mare osândă, ceea ce lasă un părinte în urma lui pentru copiii săi. Este un principiu al lui Dumnezeu de care familiile în mod deosebit ar trebui să țină cont. Sunt cuvinte rostite de Dumnezeu. Ce face o familie, în mod concret tata și mama la un moment dat, privește copiii copiilor lor. De aceea, acest principiu al lui Dumnezeu ar trebui să fie bine însușit de fiecare tânăr sau tânără care se căsătoresc. Să privească în urmă dacă moștenești ceva de la părinți, să anuleze păcatele, să anuleze perpetuarea vinovăției printr-o viață sfântă, prin smerenie, să repare daunele dacă sunt și să se lupte ca în urma lor să lase pentru copiilor binecuvântare și har. Binecuvântarea este până la 1000 de neamuri de om. De aceea, nouă ni se dă harul ca la evrei de la Avram până generații mai târziu. Dacă e vorba de 1000 de neamuri de om, atunci înseamnă că putem să facem un calcul și trecem dincolo de Adam, ajungem până la Dumnezeu. Că tot ceea ce ne vine bun, ne vine de la Dumnezeu, din faptul că El ne-a creat. Iar dacă avem în spița noastră de neam sfinți, asta este tare mare binecuvântare. De aceea, cred că trebuie să fie pe de o parte părinții atenți, să fie la moștenirea care o lasă, dar și copiii să cinstească părinții pentru moștenirea lor spirituală. Și Dumnezeu să dea binecuvântare și niciun caz să nu lovească țara cu blestem. Amin.